și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Astăzi, data de 29.03.2023, suntem prezenți 13 consilieri, dintre care prezenți online 5 consilieri. Toate proiectele de hotărâre au primit aviz favorabil din partea comisiilor. S-a suplimentat ordinea de zi cu două proiecte și anume proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pe specii, grupe de specii, natura produsului, gradul de accesibilizare și sortimente masă lemnoasă ce va fi recoltate în anul 2023 de către RLP Ocolul Silvic Gimeș Făget era, avizează Comisia 1, inițiator primarul comunei. Și proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al RLP Ocolul Silvic Gimeș Făget era, avizează Comisia 1, inițiator primarul comunei. Supun la vot proiectul ordine de zi cu suplimentarea ordinii de zi, cu cele două proiecte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, toți pentru. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2023. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Toți pentru. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Gimeș Făget, avizează Comisia numărul 1, inițiator primarul Comunei. Doamna secretară, cine urmează a fi președinte? Domnul Tancu Zoltan. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022 al RLP Ocolul Silvic Gimeș Făget era, avizează Comisia numărul 1. Inițiator primarul comunei. Exercițiul bugetar? Exercițiul. Întrebări? Aici s-a discutat. Săptămâna trecută era lipsă raportul de specialitate a domnului șef de Ocoș și raportul de specialitate a contabilității, adică să ne arate clar cum era făcute pe capitole și mai prescurtat. Așa am înțeles că a fost adus aici raportul respectiv. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abținere avem. Un vot împotrivă. Cine se abține? Două abține și doamna Gheorghiță. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Gimeș Făget pe anul 2023, avizează Comisia numărul 3, inițiator primarul comunei. Aici, cum am discutat în ședința de comisii, primim niște bani de la Ocol și de la Ministerul Mediului, privind anul trecut ce am cheltuit cu Comisia de Urși, am primit banii aia. Și primim de la Ocol în total 2.571.900 de lei, care reprezintă 90% din profitul Ocolului pe anul 2022 și fondul de regenerare care n-a fost cheltuită din anii 2018 și 2019. După cum ați văzut, am repartizat banii, acum nu cred că trebuie să citesc fiecare bănuț, dar în principiu la modernizarea drumului de interes public local, a drumului de la Bolovăniș
am prins aproape toți banii, ceea ce înseamnă 2.299.000 de lei. Restul am repartizat la proiectele începute, la care necesită să mai plătim proiectare, consultanță și așa mai departe. Dar în mare parte am pus la drumul de la Bolovăniști. Aici am rugămintea pentru toți consilierii care sunt prezenți și nu sunt prezenți, că cu banii ăștia încă nu putem să terminăm drumul de la Bolovăniști. Necesită încă 2 milioane de lei ca să putem să punem asfaltul și să fie circulabil drumul de acolo. Și cu ocazia asta rog pe toți care are influență în fiecare în partidul lui să cerem sprijin și de la Consiliul Județean, să cerem sprijin și de la Guvernul României, că până acum noi am putut să facem ce am putut. Vă dați seama, cu banii ăștia și ce am cheltuit anul trecut, o să investim undeva la 6 milioane de lei, care nu este o sumă chiar mică pentru o comunitate de 4.900 sau 5.000 de locuitori. Nu mai am putere de unde să mai fac rost de bani. Cu ocazia asta chiar vă rog frumos, dacă știți undeva sau ați găsit o sursă de finanțare, să ne ziceți noi cât de cât suntem la curent cu toate proiectele și sursele de finanțare. Nu știm ce o să facem, încercăm să terminăm, dar fără bani nu putem să terminăm. Așa că am dat o temă de acasă, cum ar veni pentru toți consilierii, să ne ajute să căutăm sursă de finanțare. La rectificarea bugetului, cam atâta aș vrea să adaug. Restul banilor, 2, 3.000, 20.000, 10.000 de lei, 40.000 de lei, de exemplu, ultima, măsurător, top o întocmire, documentație cadastrală și înscrierea în carte funciară, terenul forestier, unde iarăși avem de 5 ani în litigiu, suntem în litigiu cu Ocolul Comănești, ne judecăm pe niște terenuri, 10, mici pe acolo, 10, 15, 2, 7 hectare, unde nu putem, acum ne-a cerut o expertiză, nu putem să demonstrăm că terenul nostru, până ce nu facem împrejur măsurătorii. Aici vorbim de 310 hectare pe care trebuie să măsurăm. Și dacă măsurăm, atunci am zis, ca să și intabulăm, dacă tot a fost măsurat, să facem procedura de intabulare, că cu atât rămâne mai puțin. Adică avem probleme destul de multe, dar încercăm să rezolvăm. Cam atât. La punctul ăsta. Dacă aveți întrebări, vă răspund. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Și aici, mă scuzați, domnul președinte, dacă mă lăsați, aici pe drumul de la Bolovăniști, aud foarte multe voci în comună și trebuie să ridic problema asta, că nu poate să rămână așa, fără a fi ridicat problema asta, că aud unele voci din partea consilierilor locale, acum nu vreau să zic nume, că nu are rost, că noi nu facem, că nu vrem, că nu trebuia să facem de mult deja Bolovănișul și așa mai departe. Cine zice treburile ăștia în fața comunității și în fața comunei, să vină aici și cu sursă de finanțare. Că se poate vorbi în comună că nu facem, că nu vrem, că... Doamne, care vorbește de genul ăsta și zice în fața oamenilor că se putea face în 2 ani de zile mai multe în ceea ce privește Bolovănișul. Să vină aici și să aducă sursă de finanțare, aia 50 de miliarde sau cât a zis că este băgat undeva în sertar și se putea face, să vină aici să aducă bani, că noi facem fără nicio problemă. Și e meritul lor, sau meritul lor, sau meritul lui. Nu să comenteze, că aici până acum, în 2 ani jumate, n-a adus niciun consilier, niciun partid politic bani. Aici am făcut rost împreună toți, cu votul dumneavoastră, cu sprijinul dumneavoastră, am putut să mergem peste tot și să cerem. Dar nu să comentăm că uite că și nu o să fie nimic.
garantez că o să fie ceva din drumul ăla și o să fie terminat cumva. Asta garantez în fața tuturor cetățenilor și mai ales pe bolovăniști. Să nu creadă lumea că e așa. Asta ca paranteză. Puteți să continuăm. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor anuale către ADIS Bacău, ADIP, Gal Valea Muntelui și Asociația Microregională Păgăvani-Hovoș, avizează Comisia numărul 3, inițiator, viceprimarul comunei. Aici știți foarte bine cotizațiile pe care trebuie să le plătim an de an, nu e nicio noutate, e aceeași treabă care trebuie să plătim. Trebuie să plătim, dar și avem și rezultate. De exemplu, cu Gal Valea, nu Muntelui, dacă ne ajută Dumnezeu de proiectul ăla care am vorbit, o să montăm și o să echipăm școlile cu panouri fotovoltaice undeva pe total la 50 de kW. Adică cotizăm o cotizație, dar și ne ajută. Și restul asociațiilor exact la fel. Ăsta, prețurile și cotizațiile erau prinse în bugetul inițial pe care am construit-o împreună la începutul anului, dar cum am zis și atunci, noi nu cheltuim niciun ban fără acordul Consiliului Local sau fără acordul adică fără a avea o hotărâre de Consiliul Local pe acest sens. Supun la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea și funcționarea unităților comerciale în Comuna Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 2, inițiator, primarul Comunei. Aici este vorba de reînnoire, adică regulamentul, ceea ce prevede autorizații de funcționare în Comună. Bineînțeles, am luat în considerare cerințele ISU, care au o suprafață mai mare de, scrie în lege, câți metri pătrați este necesar de avizul pompierilor și autorizație de la securitate de incendiu, nu putem să liberăm fără ăla, sunt unele instituții sau unele firme care nu necesită, atunci putem să liberăm, adică este scris acolo toate conform legii, adică nu de capul nostru și-am pus pe burtă ceva și am gândit că cerem ceva ce nu este prevăzut în lege. Ce scrie legea, ala trebuie să respectăm și noi, dar nu putem să eliberăm autorizații de funcționare fără a respecta cerințele respective. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Proiect de hotărâre privind completarea anexei 8 și 9 din hotărârea Consiliului Local 37/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale pentru anul 2023. Vizează Comisia numărul 3. Inițiator, primarul Comunei. Da, aici este vorba și de unde am pornit, unde erau problemele. De exemplu, la intrarea în Comuna Ghimeș-Făget, sunt acolo cu căsuțele. Noi am votat o căsuță 200 de lei pe lună, nu? Sau pe lună. Toată lumea a pus cort, terase și așa mai departe, care nu erau puse în preț. Și nu era drept să plătească și ăla 200 de lei, care numai folosea ăla pe 2x2, ăla care folosea căsuța aia pe 2x2 și încă folosea 200 de metri pătrați. Și atunci am venit cu propunerea către dumneavoastră, taxa în afară de buticul ăla, cine cât folosește să plătească 2 lei pe metru pătrat din aprilie până în septembrie. Adică pe sezon. Nu cred că este o sumă mare, dar totuși putem să facem o diferență între concesia între chiriași acolo. Deci asta ar însemna că cine a concesionat un butic, o dată închirie un butic 200 de lei pe lună, nu mai are nicio construcție lângă butic
că nu și-o permis, nu au permis nici locul, nici el, eventual, dar are două umbrele în față. 3x3, 18 metri pătrați, ori două, mai plătește, la lângă aia 200 de lei, mai plătește 36 de lei în plus pe lună. Deci, ăia care n-au nu știu ce construcții, până la urmă, nu e o sumă. Cu atât se majorează, în principiu, toată suma. Care au o construcție, un acoperiș de 50 de metri pătrați, ăla plătește 100 de lei. De, în plus. Deci ăla ajunge la 300. Ăsta are atâta plătește. Ăștia sunt provizorii, momentan, având în vedere că și acolo avem un proiect făcut și vrem să facem parcarea aia să fie pavat, să fie frumos, să mutăm mai în spate cu terase, exact la fel să fie, dar momentan nu am asta că nu avem sursă de finanțare nici pe ăla. Adică când o să ajungem în tricou? Avem avize, avem... am dat ordin de începere, acum s-a apucat să se construiască. Cine e firma care se... O firmă din Iași. Nu cunoaștem, e o firmă destul de mare. Nu noi facem, noi suntem numai supraveghetori, cum ar veni, că noi am predat către Compania Națională de Investiții și ei... Când se apucă? S-a apucat. Încet. Cât e termenul de execuție? 24 de luni. Întrebări? Mai avem, nu? Aici la taxe, la ce am discutat. Da, avem. Puneți la... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de exploatare la regia publică locală Ocolul Silvic Dimeș Făget era în anul 2023, avizează Comisia numărul 1, inițiator primarul comunei. Aici a fost domnul șef de acolo la comisie, ați întrebat, el a propus cu mărirea a 10% pentru tarifele de exploatare pentru prestări servicii. S-a discutat. Da, s-a discutat. Eu mare lucru aici nu am ce să... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Obținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor serviciilor prestate de către Ocolul Silvic Dimeș Făget în anul 2023. Inițiator primarul comunei, avizează Comisia numărul 1. Da. Și aici a fost discuții, amendamente și, bineînțeles, dacă suntem cu amendamentele, sunt scrise amendamentele cu... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare minimală pentru lucrările silvice desfășurate la Ocolul Silvic Dimeș Făget era în anul 2023, avizează Comisia numărul 3, inițiator primarul comunei. Cine este? Vă rog. Da, nu am nimic de adăugat aici, am discutat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Abține.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință pe specii, grupe de specii, natura produsului, gradul de accesibilizare și sortimente, masă lemnoasă ce va fi recoltată în anul 2023 de către RLP Ocolul Silvic Gimeș Fogetera, avizează Comisia numărul 1, inițiator, primarul comunei. Cine este pentru? A rămas aceeași ca și anul trecut, conform regulamentului RNP-ului a fost cerut de acolo. Întrebări? Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Două. Doamne, trebuie. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliul de Administrație al RLP Ocolul Silvic Gimeș Fogetera, avizează Comisia numărul 1. Inițiator primarul comunei. După cum știți, expiră în iulie mandatul Consiliului de Administrație. Conform legii trebuie să procedăm și să facem preselecția a noului Consiliu de Administrație. Bineînțeles, o să fie invitat și Consiliul de Administrație care este actual, să vedem dacă cineva vrea să continue, atunci își depune dosarul. Dar sperăm că o să ajungem acolo cu bine. Întrebări? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Două abține. Punctul diverse. La diverse. Vă rog, domnul Neagă, domnul Anta, căci, domnul Ieșa, domnul Anta. Domnul Vice. A venit domnul preot Solomon cu o solicitare către Consiliul Local și către Comitetul de Situații de Urgență Locală privind situația acoperișului la Biserica Cea Mare din Timiș. A făcut și un o expertiză cu un om care un constructor, nu constructor, cu un inginer de construcții și solicită să-l ajutăm în afară de la care am votat cu aia 60.000, solicită o valoare de, are nevoie numai să cumpere țigla pe el, are nevoie de 500.000. Toată țigla trebuie schimbată? Da. Din păcate nu se găsește țigla care a fost acoperită, că dacă era, se putea combina că unde nu se mai fabrică modelul ăla, este într-o stare... Da. Și noi am rămas așa... Domnul primar, da. Trebuie văzut câte țigle lipsesc de acolo. 100, 200, 300 și atunci partea din spate trebuie dat jos, pus altă țiglă partea din spate și asta înlocuite, că e o sumă extraordinară de mare. Da. Dar asta am zis că eu până când o să avem bani să le facem în totalitate. Domnul Antal, noi nu putem să facem având în vedere câte proiecte avem și câte trebuie să sprijinim, dar mai mult de până acum cât am sprijinit, nu am. Aici, în solicitarea respectivă, el a trecut acolo. Unde a mai depus hârtie, a primit 100.000 de la statul român și așa mai departe. Solicită sprijinul nostru. Eu nu am de unde, sincer, dacă vreun consilier știe cum și domnul ăsta, să zică, n-am de unde să dau bani. Dar el a solicitat și întrunirea Comisiei Locale de Situații de Urgență ca să se ducă la fața locului și să vadă care e situația. Că Doamne ferește de un accident sau ceva, atunci să noi nu avem nicio vină. După aia, noi întocmim un proces verbal, o să vedem care e situația într-adevăr. El a adus fotografia, a adus expertiză și așa mai departe.
Cumva dacă el găsește de undeva din altă parte finanțare, Doamne ajută. Dar momentan eu, sincer, nu am de unde să scot atâția bani. Nu știu dacă dumneavoastră cred, dar eu trebuie... Aveam obligația să vă prezint situația, eu ca primar, și ce cerere am primit și ce hârtie am primit din partea lor, trebuia să vă prezint ca să știți despre ce este vorba. Eu, azi după masă, o să convocăm o ședință cu Comitetul Local de Situații de Urgență sau să vedem când punem data. Care este interesat să meargă acolo, noi întocmim ce vedem acolo, se poate scrie pe hârtie și după aia el poate să meargă și în altă parte să ceară bani, că noi nu avem de unde să... Păcat că nu avem, că tot e... Că dacă aveam, atunci... Tot e comuna noastră, păcat că nu avem bani, dar poate că odată o să avem. Și de asta am venit eu cu ideea că, de exemplu, dacă sunt partea din spate refăcut cu o altă țiglă, înlocuită aia partea din față și după un an, doi, poate că o să ajungem acolo și atunci putem să sprijinim că normal e tot în comuna noastră. Și nu venea, și nu venea să cred, vă dați seama, e o construcție nouă cum ar veni. Nu e nouă, e 50 de ani. 50 de ani. Da. Da, 50 de ani. Da, da. Grinzile deja a început să... Da, unde a prins apa, grinzile sunt putrezite. Da, sunt putrezite. Putrezite, îngroată și acolo. Dar e din lemn de sus? Da, din lemn. Structura acoperișului. Acoperișul, da. Nu e din beton. Betonul e placa. Placa, da. Dar după aia toată structura e din lemn. Eu am lucrat acolo. Ați lucrat? Acolo, da. Am și căzut jos odată. De unde? De sus. De lângă ceas n-aveam cumpărat. Zice domnul consilier, de lângă ceas n-aveați cumpărat. Doamne ferește. Care a fost până de ceas? Tu ai fost până? Nu, nu am fost niciodată. Eu n-am fost. La diverse, cam asta era, ca să discutăm și să vedem ce putem să facem. Oricum o să aibă nevoie de materiale, nu? Păi bineînțeles, dar are și ei, adică parohii au pădurile lor. Dar bineînțeles, bă. Noi am ajutat cât am putut pe fiecare paroie. Trebuie să înțelegem mai mult, nu avem cum. Dacă decideți dumneavoastră că lăsăm la o parte de undeva, în altă parte și ajutăm aici, eu ala fac, fără nicio problemă, dar nu avem nimic momentan în comună care... Nu avem o canalizare, nu avem ăla. Trebuie să mergem și cu partea aia. Canalizarea, în ce stadiu suntem cu canalizarea? Așteptăm ofertele că am pus pe SICAP licitație. Suntem în licitație. Înseamnă că avem bani. Da. Aia 20 de milioane. Plus aia care mai vin din partea noastră pe care nu i-a. Dar am pus în licitație să găsim constructor vara asta, adică primăvara asta, să dăm drumul la... Și am mai făcut acum... Câți kilometri sunt? În total 8. În total 18 km, plus la care se mai adaugă încă un alt proiect acum cu care lucrăm, cu niște ulițe care nu era în prima etapă prinsă, de vreo 4,6 km. Bortoșenul, de exemplu, ulița lângă Orodicu, partea, ăștia, vorbesc de proiectul nou, după filaturii, după pod împrejur, venind jos aici, strada Cantonului. Care e ulița Orodicului? Orodicului e lângă... Da, da, ca să scoatem acolo. Că, am avut posibilitatea să mai punem un proiect pentru extindere și acum lucrăm cu el, dar trebuia să ne încadrăm în niște sume. Și atunci am luat ulițele ăștia mici ca să ne încadrăm în același timp. Sperăm că în același timp putem să și facem pe la mare. Proiectul mamă, da. E foarte greu, sperăm că scoatem la capăt cu bine. E o lucrare de 2 ani de zile care, chiar cu ocazia asta zic la cetățeni, să nu se nerveze prea tare că o să fie un șantier, toată comuna, mai ales drumul național, o să fie dezastru. Da și la Luca, da și la Luca. Dar trebuie să înțelegem un lucru, până ce nu depunem și nu punem țevile jos, nu putem să facem nici trotuar, nici asfalt în ulițele respective, că n-avem cum, că nu ne dă niciun ban. Fonduri europene, ai canalizare și apă. Da. Atunci ați dat pentru drum. Nu e măsurat, unde îl duce să ai măsurat? E măsurat. E ridicare, topul. Și unde șanțurile și trotuarul e făcut, le dați face, le strică, da. Și cine le pune înapoi? Proprietarul. Proprietarul, da.
Asta vreau să spun, că cine are de... Problema e că dacă cineva a îngrijit și-a pus trotuar și-a pus pot ca lumea, ăla se strică acum, nu? Sună destul de rău, dar da, asta e. Aici mai trebuie văzut cu niște condiții, că așa nu prea... Nu prea bine, dar da, da, singura chestiune cu dacă și aici... Dacă ceva să și reflaci. Da, da, singura problemă, asta am și vrut să prindem în proiect refacerea, exact cum a fost inițial, dar singura problemă conform legii, ce scrie legea? Da, ai avut o construcție pe lângă DN12-a, da, ai avut autorizație, da. Câți bani ai avut un deviz? Da. No, pe baza devizului refacem. Dar spuneți-mi un om în comuna asta dacă cineva a avut pe șant și intrare a făcut conform legii. Adică să aibă un aviz de la drumul național, să aibă un deviz, să aibă un constructor și atât. De exemplu, domnul Antal aici în față. Să ne arată el, mie, adică Consiliul Local, că a avut autorizație pentru intrare și a avut autorizație de construcții pe șanț. De obligat, și... te obligă să te întreții și da, să zic da, 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 dar nu da, da. De obligat, te obligă, da, că da, prevede legea că în fața curții tale să... Trebuie să fie curat și da, curat și să refaci, da. Dacă dar în situația, chinul, dacă că atunci puteam să prindem în deviz refacerea, da. O Bilbo Probert sau Oltea Peter a avut un deviz de 10.000 de lei, a făcut-o, da, trebuie să prindem în deviz refacerea lui. Dar acum hârtii oficiale eu n-am. Nu, sunt pentru că proprietarii n-am. Eu nu a fost nici o firmă, nu a fost nici o asta, asta e problema. Bani, deci firmă și... La urmă și pentru care trebuie să ai autorizație, da, dar nu s-a ajuns acolo, domnule, că vede. Și nu vrea să vă plăcă, nici că... nu știau multe da, lume că trebuie pentru un gard de autorizație care exact, face. Nici nu știa. Dar acum pentru un trotuar și un șanț betonat sau luăm exemplu ce ați spus. Da, față la aici. Dacă trebuia să parcurgă toate drumurile ca să obțină autorizație, atunci nu mai avea asta. Deci e clar. Nu mai avea... Nu fost localități, unde au băgat și au făcut și trotuare, au făcut și șanțuri, nu au fost localități. Da, acum dacă am putut să punem țevile și canalizarea, dacă putem să facem, nu știm încă, dar sperăm, suntem pe linie dreaptă, așa zic eu. Pe viitor, da, într-adevăr, avem de gând să facem și noi de-a lungul drumului național, de la început până la ieșire, să facem șanțul și trotuarul. Dar după ce se pune... Cum am rămas cu gazul? Că dacă e vorba și cu gaz, iar veni cu săpături. Gazul acolo... Era vorba că era vorba că se aduce gazul. Nu. Momentan nu, nu am... Da, e un proiect care e mai mult moarte decât vie. Deci stă. Nu ne încurcă deocamdată. Din păcate s-au de fericire. Dar nu știu că am aprobat așa. Da. Era vorbit, dar când a văzut federacul ce sume sunt, și ne trebuie numai pe tronsonul ăsta 100 de milioane de euro de la Său până la Lunca, nu a stat, cred că, nimeni de urmă cum e astea. Și era, zicea, de trecut că banii sunt. Pe la fost am auzit că sunt bani. Sunt. Deci ideea e că cine vrea să facă pe lângă DN anul ăsta să schimbă gardul sau podul sau ceva, să mai aștepte un pic pentru că, din păcate, s-a auzit cum o să fie mesul. Se strică și după ce se trece cu canalizarea, atunci să-și schimbe ce are de schimbat, că dacă nu... Și am părere de rău... Ăsta e după aia să ducă în aer, ăsta e normal. Și acum și eu cu ocazia asta, eu n-am nimic la diverse, nu mai am nimica, dar și cu ocazia asta vreau să vă mulțumesc tuturor consilierilor care vin, lucrează, găsesc problemele, că ați văzut, și acolo, la preț, la așa și mai departe. Sunt specialiști, sunt domnul consilier, de exemplu, domnul Ata, care se pricepe la ocol și să îndreptăm lucrurile. Bineînțeles, aici avem mult de făcut, dar e mai bine să comentăm aici la masă și asta ridic încă o dată și să ne certăm și să cadem de acord decât să vorbim niște prostii în comună. E mai bine aici. E mai bine aici. Și eu cu ocazia asta le mulțumesc tuturor consilierilor care se implică și vin aici. Că toți au, cred că toți au de lucru și ar putea să facă altceva în fiecare, într-o lună, o singură zi, altceva ar putea să facă, dar
fac timp și vin aici că sunt interesați. Și eu vă mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat, că altfel nu putem să ne mișcăm. Și ori de câte ori am avut nevoie o ședință extraordinară, ați venit, ați trimis, am trimis hârtiile, ați votat și încă o dată vă mulțumesc frumos, că altfel nu se poate. Eu am uitat o treabă, deci luna viitoare nu știu când o să avem ședință, dar e posibil să avem după. Pe, cum știți, pe 22 e ziua Pământului și cam fiecare an am organizat aia împreună cu școlile, cu noi, cu toate, toți oamenii care se pot mișca, strângem gunoiul. Acum nu o să fie pe 22, 22 e sâmbătă, o să fie pe 21 vineri. Acum, dacă noi o să avem ședința după, asta înseamnă că n-am cum să anunț nici public și vine, vă pot. Vă rog și pe dumneavoastră, cine puteți să veniți, să veniți, ne ajutați, ne combinăm acolo. Și inclusiv și cetățenii din comună, deci nu numai școlile. Cine are timp, poate să scrie și personal, așa ca să știm eventual cine sunt participanții în plus față de școli, ca să cumpărăm sași mai mulți și să avem cu ce lucra. Ce o să fie diferit față de anii precedenți, nu o să mai avem sticle cu apă pentru copii. Că ei venind de acasă, asta a fost ideea mea, nu neapărat poate bună, dar am zis că dacă suntem 800 de copii cu noi și cu aproape 900, mai cumpărăm 900 de sticle de plastic pe care ce-am făcut? Adică strângem 1000 și cumpărăm 800, acolo suntem, nu? Deci am zis, cine așa aduce de acasă, cum aduce și la școală, în loc de sandwich-uri o să avem câte o banană. Nu mai cumpărăm nebunii, plastic, iar și așa. Câte o banană pentru copii. Aici mă refer la școli. Și să știe lumea că nu ne-am zgârcit acum pentru o sticlă de apă sau așa, dar nu mai complicăm, ca să fie totuși că trebuie să mai cumpărăm saci, mănuși, așa. Deci cumpărăm o tonă de plastic, strângem o tonă de plastic, n-am făcut nimic. Deci o banană și atât. Fie vine fiecare cu sticluța lui pentru de apă, copii, dar... Pentru copii. Pentru copii. Pentru copii, pentru da. Oia mare. Pentru consilieri care o să participe, atunci o să luăm ceva în sticlă. Da. Să nu fie plastic. Da, să nu fie plastic. Vă invităm pe toți cine... Da, chiar ar fi frumos să dăm un exemplu pentru comună. Să fie implicați toți consilieri. Și nu numai, da, oamenii din comună, cine poate să vină și să strângem cât mai mult. Atât. Vă mulțumesc. O zi bună. Mulțumim. Ședința închisă. Mulțumim frumos.